Luna sportului și a jurnalismului din România este din nou în doliu, după ce fosta mare gimnastă Nadia Comăneci a pierdut o altă persoană dragă. Recent, a decedat jurnalistul Ștefan Olteanu, cel care a avut un rol esențial în descoperirea și promovarea gimnastei care a schimbat istoria sportului. Ștefan Olteanu, în vârstă de 81 de ani, a fost cunoscut ca unul dintre cei mai remarcabili jurnaliști din Bacău. Cu o carieră de patru decenii la ziarul deșteptarea, Olteanu a fost mai mult decât un simplu jurnalist, a fost un pasionat al educației, culturii și sportului. Prin articolele și cărțile sale, a adus în atenția publicului nu doar realizările sportiviilor români, ci și impactul acestora asupra culturii naționale. Una dintre lucrările sale remarcabile este cartea Nadia Mis Perfect. Povestea unei mari campioane, care a documentat parcursul extraordinar al Nadiei Comăneci și a contribuit la consolidarea legendelor din jurul gimnastei. În ultimele săptămâni, Nadia Comăneci a traversat o perioadă extrem de dificilă. Ștefan Olteanu este al treilea doliu care o afectează pe fosta gimnastă în acest an. La începutul lunii august, socrul ei a decedat la vârsta de 93 de ani, iar în data de 23 august, primul său antrenor, George Gorgoi, a murit din cauza unor probleme grave de sănătate, jurnalistul Cornel Cepariu, președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. A transmis un mesaj emoționant, subliniind impactul major al lui Ștefan Olteanu asupra jurnalismului românesc și apreciind contribuțiile sale remarcabile. Într-un moment de adâncă tristețe pentru toți cei care l-au cunoscut, rămâne de neuitat contribuția lui Olteanu la istoria și succesul sportiv al României.